știe ce moment este de neprețuit. Ușor, vii la mine să-ți dau ceva? Ia uite ce am eu pentru tine. Uite, are o rochiță la fel de frumoasă ca a ta. E iepuraș. Îl iei? Îți ți-a ția? Da, iubire. Și sus baloane avem. Na. Ia uite, iubire. Na. Hai el, ia. Na. N-are treabă. Și bine v-am găsit. Voi sunteți și ați rămas fix și exact așa cum v-am văzut anul trecut. Cea mică a crescut cu un anișor, mami întinerești pe zi ce trece. Asta înseamnă că duce un mod de trai frumos. Eu am să mă prezint cum am făcut-o și anul trecut, nu știu dacă ați uitat. Sunt din nou eu, acea Elena, curierul online florării emoții.media și venim cu mare drag la îndemnul cerul de acolo, din telefon, să vă bucurăm cu prezența noastră, să vă bucurăm cu cadourile și surpriza noastră, să vă facem din nou o amintire frumoasă pentru toată viața, pentru că va fi pecetluit acolo pe YouTube și nu numai, și în sufletul vostru în primul rând. Sigur. Și venim astăzi să vă zicem un sincer și frumos la mulți ani pentru acești frumoși și care foarte repede au trecut 2 ani. Am dreptate? Perfectă dreptate. 2 ani au trecut ca 2 luni, aș zice da, eu, pentru că timpul... Cu Lenuța chiar așa și-a fost. La mulți ani frumoși, fetele. Mulțumim. Să fiți sănătoase. Mamă. Să crești mare, puișori. Ia mă auzit. Așa, să zici mamei astăzi mulțumesc pentru simplu motiv că ți-a dat viață și să o cuprinzi cât mai des. Da? Îmi reușești de fiecare dată. Să mă duceți pe mălac. Bravo. Surpriza, precum ați înțeles, vine din partea autoarea acestei surprize, care de obicei este doamna Sofia, care ea ne-a trimis aici să vă bucurăm. Și eu am să încep cu acest buchetel frumos de trandafiri, alb-roz. Sunt ginca și așa, ca și voi două. Micuța, ce vrei tu acolo? Un balon? Da, ție, vrei un balon aparte. Acu' așa cu-și bunelul ăsta. Ia zi. Da, flori vrei? Ia flori, iubita. Ia bunelul ăsta. E deja vrei flori. Scumpă, da, mami să te ajute. Așa, uite așa, mami te ajută, bine? Eu am zis așa, mai zic o dată. O mamă, ține-mi brațe. Mi reușești pe toate. Ia ca uite aici, da? Care? Ăsta? Ăsta sau ăsta sau ăsta? Sau ăsta, e pribios de ea. Este jet legat, Mariana. Da, imediat. Îți place asta? Bravo, scumpă. Se iau foc. Oh, zi, mini, ce interesant. Le lăsăm mai aici? La bunel, brațe, ca la, bunel, la mama, la cine vrei? Sau la mine rămâi. Hai, vii la mine, rămâi la mine. Să vă aducă multă bucurie, multe zâmbete aceste balane și să vă ridice dispoziția la maxim. Și aici pe pătuc este și o jucărie de pluș. Este vorba de un iepuraș într-o rochiță roșie. Este al tău? Asta e roșie. Mama o să-l țină, da. Bravo, iubire. Hai, mami, uite așa. Mami o să-l ții, da? Așa, scumpică. Da, dar lânta balonul. Și să știți că pe final de surpriză v-au pregătit ca de obicei și niște cuvinte frumoase. Deci mesajul sună în felul următor. Dulcea noastră fetiță, te cuprindem strâns și te sărutăm cu dor. Îți dorim o copilărie cât mai frumoasă. Ne pare nespus de rău că nu suntem astăzi alături. Te iubim mult, îngeraș. La mulți anișori, Lenuța noastră, Dulcea. Cu drag, Badea Ștefan, Nana Sofia, Nanu Ivan, Mia, Jasmin și bebelușul. Ura! Mulțumim! Ne-a ascultat, a stat liniștit, da. Bravo! Eu știu că e dedicat ei mesajul. Da. Ți-a plăcut mesajul? Este pentru iubire. Hai el! Îl ia și pe ăsta! Bravo, mami! Așa, mami a slis ei tati. Mama la noi trage la gospodărie. Așa, da, e noastră iubire. Da, da, Nana Sofia este acum pe telefon cu noi și eu sunt sigură că o să-i fie plăcut să audă niște cuvinte frumoase din partea noastră. Da, desigur. Nu pot să-mi exprim recunoștința și dragostea care o am pentru frații mei. Nu odată am spus cu certitudine familia pe care o am eu. Nu știu dacă cineva o mai are.
Și nu spun că să exagerez cumva, dar e pur adevăr. Eu vă iubesc nespus de mult. Pentru toată afecțiunea, pentru toată dragostea, toată grija care referiți Lenuței, noi vă suntem recunoscători din suflet. Sunteți cei mai buni. Mulțumim, Lita. Să reveniți acasă cât de curând posibil. Mi-e pare nespus de bine că ați revenit. Da, trebuia să fim acasă, să am luat. Aici am apelat la ajutor, da, pentru noi este o mândrie că oamenii tot revin și revin la serviciile noastre cu mare drag de fiecare dată. Să fiți sănătoși acolo unde sunteți voi, să vă poarte bunul Dumnezeu de grijă vouă, dar și celor care sunt acasă. Ia uitați-vă, e liniște, e liniște ca niciodată. Așa că vă pregătiți la anul. Da? Vă iubim. Vă iubim și vă mulțumim din suflet pentru surpriza organizată. Vreau să spun că este o amintire și emoții care le purtăm cu noi în suflet o viață întreagă, cu siguranță. Cine nu s-a sunt da. Unice. YouTube-ul o să rămână veșnic. Da, și vreau să spun... E mai veșnic ca noi. Vreau să spun că prin intermediul echipei emoții am reușit să simțim... Să vă simțim alături. Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md